Antrenorul Ilie Stan a vrut să dea posibilitatea celor care în timpul sezonului nu prind echipa să demonstreze ce știu, așa că primul 11 a fost format doar din rezerve. Jucătorii vasulieni au reușit să țină piept adversarilor, s-a observat lipsa legăturilor în joc și a experienței. Minutul 68 a fost minutul în care s-a înscris singurul gol al partidei, nemții profitând de o greșeală a galben-verzilor la executarea unui corner. În minutele rămase, elevii lui Ilie Stan au forțat egalarea care din păcate nu a mai venit. În ciuda faptului că a a pierdut amicalul de aseară, Ilie Stan a câștigat câțiva jucători, Buziuc și Neniță, demonstrând prin evoluțiile avute că pot fi soluții cât se poate de serioase pentru posturile pe care joacă. Fece Vaslui va susține ultimul amical împotriva echipei turce Bursa Spor, urmând apoi să se întoarcă în țară.